Boc, Eric de Oliveira, Mălele, Ciobanu, Artean și Munteanu. A început partida, lovitura de începere a avut-o Vitorul, care atacă în această primă repriză de la stânga la dreapta. Un prim balon aruncat în jumătatea de teren a gazdelor. Pitu nu se descurcă acolo, recuperează jucătorii, execută acum lovitura de colț, mingea îl lovește pe Ceacai, revine lui Ciupe, încă o minge centrată în careu, situație față porții și gol! Gol pentru Sănătatea, minutul 13. Laurențiu Rus este cel care înscrie după această fază fixă. Vitorul confirmă și în această după-amiază care probleme la fazele fixe. Am văzut mingea centrată în fața porții și reluată de lângă țârul de către Laurențiu Rus în poarta lui Cojocaru. 1-0 pentru echipa de Liga 3-a. O mică surpriză pe Cluj Arena în debutul acestui joc. Casap este pregătit să execute. Mingea este respinsă de jucătorii Sănătății și va fi repunere de la margine. Se mai joacă. Casap mai aruncă o minge în careu. Respinge Rada încă o dată. Un fault în atac făcut de jucătorii Vitorului și se termină! Se termină meciul! Sănătatea Cluj învinge Vitorul Constanța, deținătoarea Cupei României, și se califică în optimile acestei competiții. Bucurie extraordinară pentru jucătorii echipei de Liga 3-a, care reușesc cea mai importantă performanță.